Bunga si tirina, avende comentat aici, nun, deși nu terminase defilarea concurenta, noi eram deja pe caz. Abțineți-vă, mai stați un pic. Bine. Mai admirați și făcut? Din față și din făcut? Spate, ascultați o poveste. Tăcere. Are cap frumos, dar e grăsuță. Da, și am celulită și... Are, i-a târnă pielea. Da, 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 are și o poveste, da, concurentă. Face retențiune idrică, reține apa, are ochii bulbucați, nasul, da, prea mare, gura prea mică, așa, părul rar, genunchii, prea... cap de miel, gleznă, picior de pian, fundul atârnă prea jos. E terminată, terminată, terminată. Da. Ilinca, a venit un prieten de-al meu din Liban, care este dansator pe tocuri, băiat, și merg la el la cles în această seară să învăț și eu câte ceva. Dar ce-i drag în gală? Decât să faci o gală slabă, nu mai bine veni cu el în gală? Păi, de ce, dar Raluca? Dar la el la ce? Bă... Ia uite, cred că am surprins. De ce, Raluca? Cred că am surprins o situație. Cred gala... că te-ai prins. Cred că în semifinala ne faci o surpriză, Irina. Mai multe surprize, Raluca, de ce să te mint? Bine, dragă, nu mai zi nimic. Dar n-am înțeles unde te duci la el? La cles, la... La ore, drag. La ore. Merge la cles. Gata. M-am liniștit. Bun. Trebuie să le mărturisesc celor de acasă anumite sentimente care mă încearcă în momentul în care stau aici, vă văd, vă primesc, vă ascult poveștile, vă admir ținutele, vă susțin personalitatea. Sunt momente în care rămân fără cuvinte în cadrul acestei competiții. Sunt situații fără precedent în cele 5 sezoane de Bravo Style. Sunt absolut indignată de modalitatea în care alegeți să vă aruncați jigniri una alteia, de nivelul la care au ajuns discuțiile în culise între voi, fetelor. Corina. Irina. Da, Elinca. Categoric nu vin din partea mea, pentru că eu sunt un om educat și îmi știu limitele și am bun simț, sunt educată într-un fel, într-un stil și nu am jignit nimeni, pe nimeni în această competiție de la începutul ei. Eu cred că toate sunteți acum educate sau, mă rog, eu am pretenția. Am mai zis odată că fiecare este educat într-un fel, într-un anumit fel. Nu vorbim despre mult sau puțin, bine sau rău, într-un anumit fel. Și atunci fiecare își permite în funcție de educația pe care a primit-o, pe care a primit-o acasă. Înseamnă un articol de dimineață. Aveți idee în ce țări nu e legalizată, în ce țări e legalizată prostituția? Sunt foarte curioasă dacă e legalizată în unele țări sau nu. Germania. Germania? Mm-hmm. Ok, vă simt. Și în Olanda. Germania, Olanda? Ar mai fi locuri. Dar cine înțelege vreodată ce vrea să stă Corina? Asta zic. Eu am înțeles. Ce ai înțeles? Adina, zine și nouă. Că nu mă din proști. Păi Irina n-a înțeles. Eu am înțeles. Dar Irina vorbește prima. Nu ești la curent? Nu, Corina. Deci ar trebui să fiu la curent. Ești în noua ligă. Poftim? Ce? Ce ai zis, Corina? Ce? Ce ai zis? Ce-am zis? Ți-ai revenit? Îți dai seama. După ce stau cu niște fete ca voi... Ca noi. Și I'm so strong, normal că am revenit. Irina, eram la machiaj și am întrebat un lucru pentru toată lumea din încăpere. Dar tu de ce te-ai simțit atât de tare? Dar nu m-am simțit! Tu ai vorbit cu mine! Tu ai vorbit cu mine! Nu, am vorbit cu toată lumea! Nu, cu mine ai vorbit! Eu nu vorbesc cu tine, Irina. A vorbit Corina cu voi, fetelor? Și cu voi? A spus, a susținut acest lucru sau a încercat, mă rog, să influențeze în direcția asta și cu alte concurente. Spre exemplu, eu în timp ce mă îmbrăcam, mă închideam la curea, că bineînțeles trebuie să ne închide la curea și mi-a spus, după felul în care te închizi la curea, faci altceva. Nu, nu are nicio legătură. Da, adică te-a jignit și pe tine, Nadina? Da, da, da. Aici ai interpretat Nadina total greșit. Nu mai știu ce întrebare mi-a pus. Noi toți interpretăm greșit, Corina. Și pur și simplu m-am legat, am dus. A spus că la ce vieți duceți voi, că aveți vieți murdare. Voi fix acolo vă gândiți. Deci dacă voi fix acolo vă gândiți, ce să mai zic? Asta a spus, Ilinca. Asta a spus. Fetelor, voi spuneți totul. Nu că cine sunt eu, cine ești tu? Eu sunt Irina.
sunt un om fericit, da. Sunt un om talentat, sunt un om împlinit, sunt un om asumat, Corina. Da? Da, da, da. Dar pentru că zici? Chiar da. Nu, pentru că așa sunt. Pentru că zici. Și, nu pentru că ar trebui ție acum să-ți explic ceva, dar asta este. Competiția e de așa natură că trebuie să vorbesc cu tine. Altfel... Exact. Nici eu n-aș vorbi o secundă nici cu tine, nici cu restul. Sunteți cele mai false femei pe care le-am cunoscut odată. Da, dar știi că cine... Cele mai rele, știi că cine... cele mai mincinoase și deloc asumate. Nu sunteți aici pe ce puteți să faceți voi, fete. Corina, faci niște acuzații și niște afirmații grele. Așa este. Ilinca, știi că de obicei cine țipă cel mai tare acela se stă cu musca da, pe căciună? Și munca e brățara de aur, Irina. Ce anume? Tot așa, dacă e să intrăm în... Ce anume? Munca e brățara de aur, putem să nu trece pe sub scară că nu știu ce, aruncă cu sare către spate că trece pisica și așa mai departe. Adică dacă începem cu din astea, nu mai terminăm până mâine. Are nicio legătură. Înțelege cineva ce vorbește Corina? Da, sunt proverbe. Sunt proverbe. Da. Știi ce înseamnă proverbe? Proverbe da. Hey, Corina. Bianca, Nadina, Elena, voi ce ați înțeles din această întrebare pe care a adresat-o Corina? Dimineața. Eu am înțeles personal că a fost un apropo la adresa Irinei, pentru că în acel moment Irina vorbea un alt subiect și cumva Corina din senin a intervenit și a întrebat. Nu vă supărați, știți să nu cumva, mai folosești acel cuvânt. Da, în ce țări este legalizat X? Păi uite și mi-ai răspuns, Nadina. Păi ți-am răspuns ca să te oprești din acea discuție, dar era fost clar. De asta mi-ai răspuns. Iar acum continui discuția în felul ăsta, nu pentru că ai făcut o coaliție cu Irina și cu Elena. Nu pentru asta. Corina, tu vii de acasă, îți imaginezi lucruri, inventezi lucruri, ți induci singură. Da, da, Irina, aș vrea să zic ceva. Și vii aici și le spui. Nu vă mai merge, nu. Chiar nu vă mai merge. Sunteți atât de false, de mincinoase și ați manipulat fiecare în felul vostru. Corina, la un moment dat o să te rog să-mi și argumentezi aceste afirmații pe care le faci, pentru că nu putem la nesfârșit să aducem cuvinte de acestea colegelor tale. Ok, perfect. Irina, ce voi să spui? Suntem la sfârșitul competiției și Corina a încercat foarte multe strategii, nu au mers și acum această fată este în stare de orice. Nu, baby, da, tu ești orice, în stare de orice. Doar să ajungă, nu știu, și să calce și pe capuri. Pe doar capuri? Să capete. Pe capuri. Doar să ajungă în finală. Păi, stai puțin, voi unul la mână și ați doi. Încercat-o. Te rog, doar o secundă. Și vreau, nu știu, să vorbim cu producția, să vorbim cu toată lumea, pentru că noi, în condițiile în care aducem o jignire minusculă, deși eu n-am făcut chestia asta, alte fete, alte colegi de ale mele, o jignire mică, noi suntem oprite. E, încetați. La Corina nu există acel stop, nimeni nu oprește. Ea exagerează foarte tare, jignește foarte tare. Ți s-a părut că am lăsat-o vreo clipă să vă jignească sau pe oricare sincer, dintre voi? Sincer, ea jignește în cea mai mare măsură dintre toate fetele de aici. Sunt cea își mai permite rea foarte de multe aici. Chestii mai, nefondate, sunt, nebazate. Sunt super rea, este extraordinar. Sunt super rea, Ilinca. Deci eu sunt omul rău de aici. Tu stai seama, Ilinca, eu sunt. Nu știu, nu despre asta este vorba. Este vorba că niciodată nu vi s-a permis să săriți calul. Absolut niciodată. V-am atras atenția în fiecare secundă, tocmai pentru că nu cred că se cade ca domnișoarele cu stil să aducă anumite acuzații de acest gen sau să folosească anumite cuvinte. Altceva voiam să întreb. Nu tocmai tu, Corina, și tu, Irina, ați recunoscut, mă rog, pe jumătate, că ați făcut o alianță în trecut? Nu, Ilinca. Eu ce am avut de spus... Am făcut acea alianță, nu o să recunoască niciodată, nu-i asumată. Am spus și cu Elena niciodată. După aceea am vorbit și am chestii care am avut bune de zis, am zis și că am avut rele la fel, le-am zis în față. Știați că voiam să-i scriu pe WhatsApp și îmi spunea nu vorbesc pe WhatsApp, mă suni? Ea știut exact ce face, nu o să recunoști niciodată, nu ești asumată deloc. Când cel mai asumată, nu e adevărat, ești o mincinoasă și tu și restul. Asta Corina, sunteți. O să-ți cer și argumente iartă-mă, pentru Ilinca. Aceste afirmații. Hai mai bine să vorbim despre ținută, cum arată? Scuze, suntem în semifinală sau la începutul competiției? Că și tu arăși ca la începutul competiției, Irina. Poate chiar mai rău. Poate chiar mai rău. Poftim? Da, iar pe piesa pe care ai mai defilat, faci tu un sacrificiu, dacă nu poți fi mai creativă de atât, alegi și tu cumva alte piese, ai mai defilat pe această piesă. Și la casting erai îmbrăcată mai bine. Da, la casting erai îmbrăcată mai bine. Bine, te-a îmbrăcat Marisa, dar erai îmbrăcată foarte bine. Partea stângă, malul stâng. Eu nu m-am băgat în situațiile voastre, vorbeam de ținută, pentru că despre asta trebuie să vorbim aici. Dar erai îmbrăcată foarte mișto la casting. Și astăzi nu vă place ținuta? Foarte mișto. Zici că e fugită de acasă. Eu nu o să comentez, vreau să... Dar părul este foarte frumos. Să vorbesc cu ai o coafură oamenii minunată. Competenți care... Perfect, atunci așa facem, ascultăm părerea juraților despre ținută. Irina, te rog. Mulțumesc, Irinca.
Bună, Irina. Bună, Cătălin. Măi, Irina, nu ți-a spus, Moris a zis, că atunci când vii cu o geantă, chiar dacă e nouă, pune naiba ceva în ea, zici că arată o ca o paletă de aia de muște am mai mare. Am pus, chiar am pus. Ce ai pus? Două uite, colea patru. Port moneu. Bune, geanta trebuie să apară geantă, în mers și chiar și când o ții pe mână, se ondulează, mă rog. Dar e o geantă foarte mare, orice aș fi pus, da, bine, dar decât un material, o poate. O supra-țoașcă. Da, să știi că sunt de acord cu colegele tale, nu tot timpul le dau de date, într-adevăr e foarte puțin într-o săptămână ca asta. Încep săptămânile de foc, săptămânile mari, în ghilimele spus pentru voi. Și este foarte puțin, este foarte puțin ceea ce faci, iar tu poți face foarte mult, pentru că te ajută de la căpșor până la acest corp frumos. Da, Cătălin, dar când am venit cu foarte ce? Mult... Ai venit cu un Spencer pe care ai atașat niște franjuri ieftini cu o pereche de blugi care probabil o să-i aprecieze colega mea, Bădule. Dar nu cred. Nu știu și atât. Deci ai avut grijă foarte tare să-ți aranjezi părul. Da, exact. Da. Capul, părul, să fii frumoasă. Nu era nevoie, că ce să crezi, ești foarte frumoasă oricum. Mulțumesc. Dar n-ai avut grijă să faci un styling. Irina, eu sunt foarte supărată pe tine. Spun de sincer ce? M-am uitat și la tine când vorbeam. M-am uitat la tine de când ai intrat în platou. Cum poți să vii cu astfel de ținută în penultima săptămână de competiție? Nu este o ținută, în afară faptul că nu-mi place niciuna dintre piese, că nu se potrivește geanta, că pantalonii poate merg pe cea de în altă combinație. Măi, dezamăgești pe mine personal. Măi, ai înătrat în această competiție cu stilist. Ai avut niște ținute actuale pe care nu le-am apreciat, nu pentru că n-ar fi fost ok și n-ar fi fost purtabile, ci pentru că n-erau făcute de tine. Bun. Ai renunțat la stilist, ai început să lucrezi tu. Din ce în ce ai evoluat. De două săptămâni încoace văd o involuție gravă. Nu, galele nu, sunt foarte slabe. Irina, de la gala în care ai fost Cleopatra, n-a mai văzut nimic la tine. Dragă, ținuta are ceva de Peggy Bundy. Adică tu ai fi putut să faci cu ținuta asta o treabă așa, o americană, un pic chicioșică, un pic sexy, un pic nebună, un pic nu știu ce, dar n-ai făcut. Dar ce ar fi trebuit să fac? Cum ce-ar fi trebuit? Păi în primul rând să nu pui ciorap pe aia. Ok. Că nu se potrivesc. Uh-huh. Să alegi o geantă care să meargă cu acești pantaloni și cu sandalele și cu bolero ăsta. Topor. Pentru că nu se potrivește. Cea mai bună situație din tot ce ai făcut azi rămâne capul, rămâne da. Zona capului. Da. Într-adevăr, splendidisimă. Mă ajută fața. Splendidisimă, rujul, părul, ești foarte frumoasă, asta o știi deja, un corp, mulțumesc. O situație, un ceva acolo. Impecabilă. Dar ținuta! Calificative? Păi da, mai... Da, mâine cu siguranță mi-au revanșa. Te rog! Da, cu ești siguranță. Obligată, pentru că deja... Da, în fiecare zi accesez nu zone diferite ca să... Nu mă bate finala la ușă și voi veniți din ce în ce mai slab pregătite. Nu este adevărat, Raluca, și o să te conving mâine. Bine, și voi mâine și gală. Hai, și te rog, o să vezi chiar că locul să meu este în finală. Bine, vreau să mă convingi. Cu coroana aici. Așa, dragilor, până atunci votăm 5-1-206. Vă rog din toată inima, pentru că am mare nevoie de voi. Ce credeți, n-am luat steluțe astăzi, dar poate mâine, poimine și în gală. Vă pup, vă iubesc și vă mulțumesc pentru toată susținerea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!